pofta de mâncare și nu cei care o au, dar cei care nu o au. Așa că haideți să vedem cum putem să avem poftă de mâncare când nu o ai. Nu aveți poftă de mâncare? Stați de vorbă cu organismul și așa o să aflați de ce nu vrea să se bucure de bucate. Poate sistemul digestiv nu are puterea să digere bine alimentele sau încă suferiți după o boală sau sunteți în depresie. Partea bună e că tot ea, mâncarea, vă poate trata. Asta ar însemna creșterea consumului de fructe, legume în stare crudă și ar fi foarte recomandat ca să consumăm sucuri. Adică sunt foarte bune și smoothie-urile, dar acestea vin cu pulpă și sunt mai greu de digerat. La fel sunt recomandate așa numitele superalimente, precum este polenul de albin, păstura sau germenii de orice tip. Dar ca să funcționeze, evitați produsele grele. Se recomandă ca să optăm pentru câteva zile pentru un regim alimentar vegan. Adică optăm pentru legume înăbușite, pentru legume la abur, pentru supele crem, care sunt foarte ușor de digerat. Lipsa poftei de mâncare sau alimentația haotică duce la deficit de energie. Cea mai la îndemână sursă de energie ar fi cafeaua cu zahăr, dar nu e cea mai sănătoasă opțiune. Pentru persoanele care au o poftă de mâncare mai scăzută, eu aș recomanda băuturile cu suc de lămâie, de exemplu, cu ghimbir, care cumva stimulează puțin sistemul digestiv prin aportul de vitamina C. În cazul copiilor, nu faceți experimente. Mergeți direct la un specialist. Este bine ca să verificăm dacă copilul nu are paraziți, fiindcă paraziții, iarăși, sunt cei care pot să ne dicteze poftele noastre pentru dulce, pentru făinoase, pentru lapte și cumva să ne împiedice să consumăm alimentele naturale și necesare nouă, dar cer ceea ce vor ei ca să mănânce. Pe lângă anumite tipuri de alimente, exercițiile fizice cresc și ele pofta de mâncare. Nu ezitați să faceți o plimbare la pas sau câteva exerciții fizice și cu siguranță vă veți uita altfel la conținutul frigiderului.